Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Iată că nu știu cum zboară zilele, dragii mei, și mereu mă văd în această ipostază de dimineață la această citire. Da, să vedem ce ne rezervă astăzi astrele, ce ne rezervă această cafeluță, ce energii vor fi descărcate din această ceașcă, spre ce ne vor orienta pașii dârele trasate în această cafeluță. Țin să vă mulțumesc, dragii mei, și astăzi pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc de la voi zi de zi. Acestea sunt mesaje de binețe, mesaje de binecuvântare, de încurajare, de îmbărbătare, pentru care eu sunt foarte recunoscătoare. De ce? Pentru că aceste mesaje ale voastre mă fac să merg înainte, mă fac să am curaj să realizez în fiecare zi aceste videoclipuri pentru voi, lucru care mie îmi face foarte multă plăcere, având în vedere că văd receptivitatea din partea dumneavoastră. Vă urez, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și începând din acest moment, adică în această zi minunată de luni, spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, mai pozitive pentru voi toți. Iată, aceasta este ceașca, dragii mei. Să vedem ce ne va spune. Iată cum veți revărsa, dragii mei, lacrimi de fericire. Se pare că veți avea niște vești bune de departe, de la fiica dumneavoastră sau poate de la fiul vostru. Este posibil ca de mult timp să nu vă fi văzut cu aceștia și într-o după-amiază sau spre seară așa să primiți un telefon din partea fiicei sau din partea fiului dumneavoastră. Astfel încât acest telefon o să vă încânte foarte mult, peste măsură, o să fiți peste măsură de bucuroși, de fericiți datorită acestei vești, acestor vești din partea copiilor voștri. Bineînțeles că odată cu acest telefon, această fiică sau acest fiu al vostru vă va anunța și data în care va veni să vă vadă, așa încât veți fi cu atât mai mult de fericiți. Văd aici două persoane supărate, dragii mei, dar lângă voi să știți că este o inimă. Văd că vă iubiți foarte mult unul cu celălalt. Se pare că v-ați certat din cauza altor persoane, fie soacra, fie cineva din partea persoanei voastre, din partea iubitului vostru, dar în curând să știți că vă împăcați în două zile sau două săptămâni așa, acel bărbat din viața dumneavoastră vine să vă ceară iertare și îl văd cum vă sărută, vă ia în brațe și toată supărarea vă trece. Astfel încât o să fiți din nou într-o relație ca și înainte și nici nu o să zici că ați fost supărați. Văd aici, dragii mei, că aveți 5 uși deschise în fața voastră, fie muncă, fie în dragoste, fie financiar, fie cu sănătatea, ceva ce doriți voi se va împlini în această perioadă, dar la a treia ușă, care este o ușă de stat, văd că cineva vă va împiedica să intrați, însă până la urmă, dumneavoastră prin forțele proprii o să reușiți și o să rezolvați și la această ușă, o să reușiți să pătrundeți și o să vă rezolvați treburile cu niște acte sau cu o judecată pe care o aveți în prezent și de la care așteptați de la această ușă de stat o rezolvare sau un răspuns favorabil. Și chiar așa va fi. Se vede aici o cheie, dragii mei. Aceasta este cheia de la ușa casei voastre.
Dacă doriți să vă mutați în această perioadă, în altă casă, în altă zonă sau în alt oraș sau în altă țară, sau vreți să vă rezolvați ceva în legătură cu o moștenire, să știți că veți reuși pentru că această cheie este în gura ceștii și vă așteaptă să o primiți, astfel încât în momentul în care veți reuși să faceți această mutare sau să vă rezolvați problemele cu moștenirea, să știți că o să fiți foarte fericiți. Iată, dragul meu sau draga mea, da, pentru tine este vestea. Se pare că iubitul tău o să vină acasă de la muncă, acolo unde a plecat, în afară sau în străinătate, și o să-ți facă un cadou. Acest cadou o să fie o călătorie într-un loc pe care ți-ai dorit întotdeauna să-l vizitezi, fie un inel și un buchet de flori ca semn de prețuire pe care ți-o datorează ție în aceste momente. Și inelul va fi, bineînțeles, ca o cerere în logodnă sau în căsătorie pentru tine. Bineînțeles că vei fi în al nouălea cer de bucuroasă și nu vei ști ce să faci mai repede, adică cui să spui mai repede vestea, atât de fericită vei fi. Văd aici că aveți mai multe drumuri de făcut, dar să știi că la orice ușă vei bate, acea ușă se va deschide pentru tine, pentru că intrați într-o perioadă mult mai luminoasă în viața voastră. O perioadă care vă va face din ce în ce mai fericit sau fericită. Văd că o să faceți cunoștință cu diversi oameni noi, asta probabil și datorită faptului că ieșiți mai mult în această perioadă, vă place să participați la tot felul de serbări, la tot felul de onomastice, la tot felul de evenimente prin care oamenii serbează diverse lucruri, fie la botezuri sau la zile de naștere, unde vei fi prezent sau prezentă și astfel vei cunoaște din ce în ce mai mulți oameni, oameni care vor fi interesanți pentru tine și care unii dintre ei te vor ajuta la un moment dat să-ți lărgești orizontul sau chiar să capeți o nouă perspectivă asupra vieții și asupra oamenilor în general și poate de ce nu să afli despre noi oportunități de a câștiga bănuți. Văd aici o discuție între membrii familiei voastre, dragii mei. Vreți să deschideți o afacere, poate, sau să construiți o casă. Și în acest sens vă sfătuiți și veți cădea de acord în legătură cu această discuție și veți reuși tot ceea ce vă propuneți în aceste momente. Astfel încât în viitorul apropiat veți fi foarte fericiți. Fie că veți avea această afacere care se va dovedi un real succes în viața voastră, fie că veți reuși să construiți acea casă pe care vă doriți de mult timp, și care vă va face fericiți cu adevărat. Văd aici o oglindă, dragii mei. Se pare că mulți dintre voi, în momentul în care vă uitați în oglindă, vă vedeți așa urâți, ca și cum nu vă place de voi. Asta se întâmplă, dragii mei, să știți, pentru că cineva v-a făcut o vrajă. Această persoană are invidie asupra voastră și trebuie să aveți grijă în legătură cu persoanele din jurul vostru. De asemenea, văd că unii aveți probleme cu pielea, aveți anumite mâncărimi sau anumite pete pe piele și asta se întâmplă tot așa pentru că cineva v-a făcut aceste farmece. Dar în scurt timp să știți că o să scăpați de această problemă de piele pentru că acea persoană care v-a făcut acest rău o să cadă la pat, o să se îmbolnăvească și nu va mai avea putere să
vă fac acest, să vă trimit aceste rele. Văd aici o femeie înaltă, dragii mei, slabă, cu părul lung, este posibil să fiți voi aceasta, și un buzdugan în fața ei. Se pare că din calea voastră, dragele mele, o să dărâmați toate acele ziduri care s-au format, toate acele piedici care s-au pus înaintea voastră pentru a nu reuși ceea ce v-ați propus în viață. De aceea să știți că începând din acest moment, dumneavoastră veți reuși prin forțele proprii să vă ridicați de la pământ și să dați la o parte toate acele piedici care s-au format în fața voastră. În 6 zile, dragii mei, sau 6 săptămâni, se pare că vin vești minunate pentru mulți dintre voi, mai ales pentru aceia cu literele L, C, M sau F. Vor veni vești minunate pentru voi de la o ușă de stat, de la o judecată sau de la o școală, poate că ați fost admiși la o școală, la o facultate. Se vor rezolva oarecum niște probleme, poate o moștenire, spun eu, o judecată privind o moștenire. O să fiți foarte fericiți pentru că, iată, aceste probleme s-au terminat pentru voi. Mai văd aici o bucată de pământ care reprezintă această moștenire pentru voi, dar voi sunteți doi frați și nu vă puteți înțelege dacă să vindeți sau nu, pentru că unul vrea să vândă, celălalt nu vrea să vândă. Până la urmă se va vinde pentru că și celălalt frate va avea nevoie de bani și veți reuși să primiți și dumneavoastră partea care vi se cuvine. Astfel veți fi foarte, foarte fericiți. Să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Iată că dorința voastră se va împlini, dragii mei, oricare ar fi aceasta. Și se pare că în casa voastră va fi foarte liniște, foarte pace, foarte multă pace în perioada imediat următoare. Vor intra și ceva bănuți, pentru că se văd câțiva pești aici. Vor intra ceva bănuți în casa voastră, în buzunarul vostru. Lucru care vă va face extrem de fericiți și mulțumiți de viața pe care o aveți în prezent. Acestea fiind zise, dragii mei, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!